Doliu în lumea cinematografică de peste hotare, celebrul actor Bernard Hill a murit la vârsta de 79 de ani. El este cunoscut de fanii din întreaga lume pentru rolurile interpretate în Titanic și Stăpânul Inelelor. Vestea decesului actorului britanic Bernard Hill, originar din Manchester, a întristat mii de fani din toată lumea. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, iar anunțul a fost făcut de agentul său, Lou Carlson. El este cunoscut pentru zecile de filme faimoase în care a jucat, dar rolul care i-a adus popularitatea a fost cel în care l-a interpretat pe capitanul Edward Smith în Titanic, film premiat cu Oscar în 1997. This is the captain! Come back to the ship! Totodată, interpretarea regelui Theoden în trilogia Stăpânul Inelelor i-a adus un mare succes la nivel mondial. El s-a alăturat distribuției și pentru cel de-al doilea film, Cele două turnuri, din 2002 și a revenit în franciză pentru Întoarcerea regelui din 2003, film care a primit 11 premii Oscar cu succes și în pielea personajului Yosser Hugh în serialul dramatic Boys from the Black Stuff. Serialul a câștigat un premiu BAFTA pentru cel mai bun serial dramatic în 1983, iar în 2000 a fost clasat pe locul al șaptelea pe o listă a Institutului Britanic de Film cu cele mai bune emisiuni TV realizate vreodată. Actorul urma să revină pe micile ecrane în sezonul 2 al serialului The Responder, o dramă ce l-are pe Martin Freeman în rolul principal. Familia sa ar urma să facă o declarație în curând privind decesul acestuia.